În perioada 19-20 aprilie se va desfășura la Istanbul cea de-a 5-a ediție a Forumului Internațional de Asigurări dedicat pieței asigurărilor auto din Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente. Despre acest subiect discutăm astăzi cu colega mea Daniela Ghețu, coordonatoarea evenimentului. Bine ai venit, Daniela! Bine v-am găsit! Care sunt noutățile acestei ediții? Sunt noutăți și în același timp continuăm o tradiție deja stabilită, în sensul că ne oprim din nou cu o privire atentă asupra pieței auto, dat fiind că în regiunea noastră liniile de asigurare auto continuă să dețină cel mai important loc în portofoliul asigurătorilor. Aici sunt volumele cele mai mari și tot aici sunt și problemele cele mai mari, în special în ceea ce privește asigurările obligatorii RCA. Probleme de profitabilitate, probleme de balansare a costurilor, o luptă încă în curs de desfășurare pentru cucerirea de cotă de piață prin intermediul tarifelor. Deci lucrurile continuă încă să necesite multe măsuri, multe corecții și în același timp domeniul nu stă pe loc. Dacă ne uităm în piețele avansate, vedem că sunt o multitudine de inovații tehnologice care au ca scop, între altele, chiar să ajute la îmbunătățirea eficienței economice. Ca atare, și anul ăsta, profitabilitatea este punctul central supus atenției și ne vom opri în secțiuni specializate asupra acestui subiect, abordându-l din diverse puncte de vedere. Vom avea o secțiune dedicată în special managementului daunelor, a metodelor de eficientizare acestui proces, atât în beneficiul asiguraților, cât și pentru mai bună eficiență economică a asigurătorilor. Vom avea o altă secțiune integral dedicată chestiunii tarifelor, a dimensionării acestora, a schimbărilor care s-au produs în țările unde până acum tarifele au fost fixe, stabilite de autoritățile de stat și acum se liberalizează. Deci foarte multe lucruri interesante, foarte multe noutăți. O galerie de vorbitori de top, aș putea spune, fără nicio reținere. Și totodată vom avea și o premieră editorială, ca în fiecare an, așa cum ne-am obișnuit oaspeții, încercăm să venim cu ceva nou. Și ediția din acest an al raportului pentru asigurări auto, dincolo de obișnuitele statistici regionale și noutăți din țările pe care le supraveghem în permanență, vine cu un articol în premieră care, de fapt, reprezintă articolul semnal al unui întreg ciclu pe care l-am gândit și care își propune să transfere către regiunile noastre experiența piețelor mature din vest, piețe ca cea germană, austriacă, italiană, spaniolă, piața engleză, care au deja un grad de maturitate mult, mult superior piețelor noastre, unde problemele asigurărilor auto și-au găsit deja o rezolvare în mare măsură, trecând, desigur, prin etape similare cu cele pe care le parcurgem noi acum. Și cred că este un lucru util să analizăm aceste sisteme, soluțiile care se aplică acolo, rezultatele pot fi oricând o sursă de idei și pentru operatorii din zona noastră.